Capătul de Evanghelia după Marcu, vreau să vă spun că mai avem încă, aceasta este de fapt ultima predică din Evanghelia după Marcu. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Și deschidem Bibliile noastre la Evanghelia după Marcu, la capitolul 15. Vom citi de la versetele 40 la 47. Marcu 15, de la versetul 40 la 47. Pagina Bibliei, traducerea cu 983. Să ascultăm cuvântul Domnului. Acolo erau și niște femei care priveau de departe. Printre ele erau Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov cel mic și a lui Iose și Salome, care, pe când era el în Galileea, mergeau după el și îi slujeau, și multe alte femei care se suise împreună cu el în Ierusalim când s-a înserat, fiindcă era ziua pregătirii, adică ziua dinaintea sabatului, a venit Iosif din Arimatea, un sfetnic cu vaza al soborului, care și el aștepta împărăția lui Dumnezeu. El a îndrăznit să se ducă la Pilat ca să ceară trupul lui Isus. Pilat s-a mirat că murise așa de curând, a chemat pe sutaș și l-a întrebat dacă a murit de mult. După ce s-a încredințat de la sutaș că a murit, a dăruit lui Iosif trupul. Și Iosif a cumpărat o pânză subțire de in, a dat jos pe Iisus de pe cruce, l-a înfășurat în pânza de in și l-a pus într-un mormânt săpat în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră la ușa mormântului. Maria Magdalena și Maria, mama lui Iose, se uitau unde îl puneau. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Acesta este ultimul pasaj peste care nu am trecut în Studiul nostru din Evanghelia după Marco, l-am lăsat pentru că vorbește despre patimile Domnului Isus Hristos și cred că cel mai bine despre patim este să vorbim la cina Domnului. Ultima dată când am predicat din Evanghelia după Marco, am predicat despre Sutaș, despre exclamația Sutașului a centurionului roman, care a exclamat atunci când Domnul Isus Hristos a murit, cu adevărat, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. Și acum, în momentul de față în care am citit, Domnul Iisus Hristos tocmai murise pe cruce, pentru ucenici, pentru femei poate, pentru majoritatea, totul a fost terminat, era sfârșit, toate Speranțele lor cu privire la Domnul Isus Hristos, datorită modului lor de a înțelege venirea împărăției lui Dumnezeu, toate s-au năruit, au murit odată cu moartea Domnului Isus Hristos. Domnul Isus Hristos moare pe cruce și Domnul Isus Hristos apoi este îngropat, este înmormântat. Și Titlul predicii mele din această dimineață este Înmormântarea slujitorului. Pentru că slujitorul suprem, slujitorul ceresc, Domnul Isus Hristos, cel care ne-a dat modelul de slujire în Evanghelia după Marcu, a avut parte de înmormântare. Ni se pare ceva firesc, dar o să vedeți și acesta este un lucru deosebit: că a avut parte de înmormântare. Aș vrea să privim la textul acesta și în prima parte a predicii am să mă ocup oarecum de. de problemele doctrinare, care sunt importante, să știți, sunt importante pentru că trebuie să știm ce credem. Problemele doctrinare, pentru că în a doua parte a predicii să facem o aplicație practică cu privire la viața noastră, o aplicație în care cred că fiecare din noi ne vom regăsi. Deci haideți să ne uităm la acest text și aș vrea în primul rând să privim la înmormântarea aceasta a slujitorului, a Domnului Isus Hristos, ca fiind anticipată de profețiile despre Isus. A fost anticipată de profețiile despre Isus. Această înmormântare, această îngropare. În Isaia 53, celebrul capitol din Vechiul Testament, care spunea, spunea cineva, este camera de tortură a rabinilor, pentru că rabinii ar da orice să nu aibă Isaia 53 acolo, pentru că sunt profeții exacte despre Domnul Isus Hristos. Acolo ni se spune în versetul 9, groapa lui, este o profeție despre Domnul Isus Hristos, a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat cu toate că nu se vârsise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Este cea mai exactă profeție cu privire la îngroparea Domnului Isus Hristos. David, în psalmul 16, versetul 10, spune Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea iar putrezirea apare în mormânt, nu? Când, sunt, când, trupul este, cadavrul este îngropat. Iată deci că cu 700 de ani, cu 1000 de ani înainte de Domnul Isus Hristos, avem această profeție, avem cele două profeții, mai ales profeția lui Isaia, care vorbește despre suferințele Domnului Isus Hristos și care ne spune exact că Mesia va fi pus într-un mormânt și mai mult la un loc cu cel bogat în mormântul celui bogat. Celelalte evanghelii, din celelalte evanghelii, ni se precizează un lucru, că Iosif era un om bogat. Deci nu este păcat ca să fii bogat, să știți. Era un om bogat. Era un om avut. Și vedem că trupul Domnului Isus Hristos este pus în mormântul lui. Matei, Evanghelistul Matei ne spune, ne precizează că acest mormânt era mormântul personal al lui Iosif din Arimatea. Era un mormânt scump, nu puțini oameni își permiteau să aibă un mormânt de tipul celor care l-am văzut, cei care am fost anul trecut în, în Israel, deși v-am promis că nu o să mai vorbesc despre Israel, dar iată că și mi-aduc aminte cu, cu plăcere de momentul în care am intrat în mormântul acela. Încă o dată precizez, nu este 100% că acela este mormântul Domnului Isus Hristos, dar cam așa arăta un mormânt în vremea aceea. Ios, Iosif avea un mormânt. Dar frate Crinișor, de ce tot ne spui acum despre mormânt? E normal, cine moare este pus în mormânt, nu? Ei, nu e chiar așa de normal să știți. De ce este importantă profeția despre mormânt? În primul rând, pentru faptul că, conform tradiției iudaice, un ucigaș și un blasfemitor, așa cum era considerat Domnul Isus Hristos, nu avea dreptul să fie îngropat în mormântul familiei. El trebuia să fie aruncat în groapa comună. Aha. Deci Domnul Iisus Hristos nu trebuia să fie pus într-un mormânt special, ci trebuia să fie aruncat în groapa comună a ucigașilor, a răufăcătorilor. Foarte interesant și foarte specific de către profetul Isaia. Și în al doilea rând, de ce a trebuit profeția cu privire la mormânt? Pentru că mormântul gol a devenit una din dovezile învierii Domnului Iisus Hristos. Vă aduceți aminte când... Îngerul se adresează femeilor și spune, veniți de vedeți locul unde a zăcut. Veniți de vedeți, mormântul este gol, slavă Domnului, mormântul este gol. În mormântarea slujitorului, în mormântarea Domnului Isus Hristos a fost anticipată de profețiile despre Isus. Foarte important, frați și surori. Foarte important. În al doilea rând, în mormântarea aceasta a fost aprobată de inamicii lui Isus a fost aprobată de inamicii lui Isus. Din versetul 42 am să recitesc oarecum istorioara când s-a înserat, fiindcă era ziua pregătirii, adică ziua dinaintea sabatului, a venit Iosif din Arimatea, un sfednic de vază al Sinedriului, care și el aștepta împărăția lui Dumnezeu. El a îndrăznit să se ducă la Pilat ca să ceară trupul lui Isus. Pilat s-a mirat că murise așa de curând, a chemat pe sutaș și l-a întrebat dacă a murit de mult. Și ne spune Cuvântul lui Dumnezeu în versetul 45: După ce s-a încredințat de la sutaș că a murit, a dăruit lui Iosif trupul. La prima vedere, ni se pare că Marcu intră în niște detalii care nu sunt necesare. De ce a mai fost nevoie de, de toate aceste detalii? Ei, sunt foarte importante și aceste detalii. Pentru că, potrivit legilor romane din acea vreme. Trupurile celor răstigniți rămâneau pe cruce zile în șir. De fapt, cei răstigniți trăiau câteva zile și după aceea mureau. De aceea ni se spune că Pilat s-a mirat când a auzit că a murit așa de repede. După trei ore de stat pe cruce, Iisus moare. Pentru că, de fapt, condamnații la moarte pentru instigare, la revoltă, așa cum a fost condamnat Domnul Iisus Hristos, nu aveau dreptul la înmormântare potrivit legilor romane. Nu aveai dreptul să-l îngropi. Poate să fie oricine, dacă a fost condamnat pentru trădare, dacă a fost condamnat pentru instigare la răscoală împotriva Imperiului Roman, va trebui să rămână pe cruce și acolo pe cruce carnea va fi mâncată de către păsări și de către animalele sălbatice. Nu avea dreptul la înmormântare. Totuși, totuși exista o excepție de la regulă. Pentru ca trupul unui răfăcător să fie înmormântat, trebuia aprobarea specială a magistratului roman. În cazul nostru, pentru ca trupul Domnului Iisus Hristos să aibă dreptul la o înmormântare decentă, trebuia aprobarea specială a lui Pilat. De aceea, Marcu ne spune, Iosif s-a dus și a îndrăznit, n-a fost ușor, a îndrăznit să-i ceară lui Pilat trupul Domnului Isus Hristos. Interesant. Foarte interesant. Parcă totul mergea împotriva profeției lui Isaia. Dar vedem aici providența lui Dumnezeu. Vedem aici că Dumnezeu aranjează. Dumnezeu stă în spatele acestei înmormântări, îngropări a Domnului Isus Hristos. Potrivit legii romane, Pilat trebuia să semneze și să spună, da, îți dăruiesc trupul. Mai era însă o condiție. Nimeni nu avea dreptul să participe la mormântare, nimeni nu avea dreptul să te bocească. Așa se explică faptul că femeile priveau de unde? De departe. N-aveau dreptul să stea lângă mormânt. Împlinirea profeției cu privire la mormântul Domnului Isus Hristos a fost facilitată de către romani, de către o excepție în legea romanilor și a fost facilitată și de către legea iudaică. Vă amintiți care a fost problema după ce l-au răstignit pe Domnul Isus Hristos, problema evreilor? Vai, dar vine Paștele! Și conform Bibliei, dacă rămâne un trup atârnat pe lemn, va spurca țara. Trebuie luat jos repede și trebuie să facem ceva cu el. Trebuie să-l aruncăm în groapa comună, trebuie acoperit cu, cu pământ, cu nisip. Iată cum inamicii lui Isus, dușmanii lui Isus, aprobă înmormântarea Domnului Isus Hristos și participă, fără să-și să dea seama, în împlinirea profeției cu privire la îngroparea Domnului Isus Hristos. În al treilea rând, înmormântarea Domnului Isus Hristos este abandonată de ucenicii lui Isus. Este abandonată de ucenicii lui Isus. Am vrut doar, doar două, trei minute să insist aici, pentru că este important. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu în Marcu 14 cu 50. În Marcu 14 cu 50. Atunci, toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. Toți l-au părăsit și au fugit. Printre care și Petru, nu? Care a zis, Doamne, tot, dacă toți ăștia te părăsesc, you can count on me, eu sunt diferit. Tu mă știi pe mine, eu întotdeauna, eu sunt curajos, am curajul și eu o să fiu cu tine. A fost abandonată de ucenicii lui Isus. Un lucru pe care aș vrea să-l observăm este că ucenicii lui Isus nu sunt menționați aici la înmormântare. Desigur, era împotriva legii adevărat. În al doilea rând, însă, acesta era obiceiul în vremea aceea. Dacă ne uităm în Marcu 6 29, când i s-a tăiat capul lui Ioan Botezătorul, cine a venit de a cerut trupul lui Ioan Botezătorul? Ucenicii lui Ioan, când au auzit acest lucru, au venit de a ridicat trupul și l-au pus într-un mormânt. Ucenicii trebuia să aibă curajul să îndrăznească să meargă înaintea lui Pilat și să-i spună Pilat, l-ai omorât, dar fă -ne un hatâr. Fă-ne o favoare totuși. L-ai declarat nevinovat. Lasă-ne să-l îngropăm. N-au fost acolo. L-au abandonat. Nu mai erau nicăieri pentru că era, le era frică. Nici măcar nu stăteau ca și femeile să privească de la distanță. Le era frică. Toți au fugit pentru a-și scăpa viața. Nici măcar la mormântarea învățătorului, amântuitorul tău să nu fii. Cred că a fost de fapt cel mai înalt semn de trădare din partea ucenicilor. Mormântarea slujitorului a fost abandonată de ucenicii lui Isus. N-au fost nicăieri. Mormântarea Domnului Isus Hristos a fost în al patrulea rând asistată de către însoțitorii lui Isus. Mi se spune aici despre femei și am citit despre ele. Știți, când nouă, când nouă bărbaților ne e frică, femeilor nu le e frică. De obicei, noi suntem cei curajoși și noi suntem curajoși în unele momente. Dar de multe ori ele sunt mult mai curajoase decât noi. Amin, surorilor? Amen. Mai ales când este vorba de cele spirituale, sunte, sunteți mult mai curajoase și mult mai pline de credință decât noi, bărbații. Eu accept lucrul acesta și aceasta este realitatea. Femeile l-au urmat pe Domnul Isus Hristos la Golgota și acum la groapă. Stăteau departe, așa cum spuneam, pentru că nu aveau voie. Așa cum vă spuneau, pentru că un trădător nu avea voie să fie bocit la mormântare. Atunci, de ce ne mai spune Marcu totuși despre ele, că priveau de departe locul unde îl puneau? Fiți atenți de ce. Pentru că femeile deja aveau un plan. O femeie credincioasă întotdeauna are un plan. Amen? Mintea femeilor lucrează overtime. Știți lucrul acesta, De la marriage conferences v-am spus lucrul acesta. O femeie întotdeauna se gândește. O femeie nu poate să fie ca noi bărbații. La ce te gândești, crini? La nimic. Și Ionela nu-i vine să creadă că eu pot să mă gândesc la nimic. Pentru că femeile întotdeauna se gândesc la ceva. Ei, femeile acestea aveau un plan nu ne lasă pe noi să mergem acum, dar nu-i nimic. Azi e vineri. Duminică dimineața, first thing in the morning. Noi o să fim acolo. În ziua întâia săptămânii vom fi prezente și vom aduce miresme ca să ungem trupul Domnului Iisus Hristos mult mai bine decât a făcut-o Iosif și Nicodim. Știm bine, însă în Marcu nu ne vorbește despre Nicodim aici. El avea un plan. În al doilea rând, foarte important, frați și surori, pentru ca cititorul Evangheliei să înțeleagă un lucru foarte important, femeile au știut exact locul, au știut exact mormântul în care a fost Domnul Isus Hristos pus. De ce spun lucrul acesta? Pentru că cei care nu cred în învierea Domnului Isus Hristos, știți care este una din teoriile care le spun ei? Teoria mormântului greșit. Femeile spun ei, ei spun nu e ok, pentru că nu au sens, simț de orientare în spațiu, pentru că erau necăjite, pentru că erau atâta de supărate, duminică dimineața, pe când încă se crepa de ziua, s-au dus la alt mormânt. Nu s au dus la mormântul în care a fost pus Domnul Isus Hristos, că n-au știut săracele. Nu, nu, nu. Marcu ne spune, și uitați, chiar înainte de textul cu învierea, ultimul verset, versetul 47, Maria Magdalena și Maria, mama lui Iose, se uitau unde îl puneau. Aha. Aici îl pune. Marie. Da, Marie. Zău, Marie. auzi, Trebuie să avem grijă. Ăsta este mormântul, ok? Duminică dimineața. Aici venim. Acum n-avem voie la mormântare. Dar după aceea avem voie. Nu? A fost asistată de către însoțitorii Domnului Isus Hristos. Și acum ajungem la partea practică a predicii. Înmormântarea slujitorului a fost aranjată de către simpatizanții lui Isus. They made the arrangements. Ei au aranjat totul. A venit, spune versetul 43, Iosif din Arimatea, un sfetnic de bază al Sinedriului, al Sanhedrinului, care și el aștepta împărăția lui Dumnezeu și el a îndrăznit să se ducă la Pilat. Ioan, în Ioan 19 cu 38, ne spune un lucru interesant despre, despre Iosif din Arimatea. După aceea, Iosif din Arimatea, care era un ucenic al lui Isus, dar pe ascuns de frica iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Isus de pe cruce. Pilat i-a dat voie, el a venit deci și a luat trupul lui Isus. Aș vrea să ne oprim puțin la acest punct. Despre Iosif am spus era un membru al Sinedriului, era un om bogat, îl vedem că era un om care pe ascuns, pe ascuns, îl urma pe Domnul Isus Hristos, îl simpatiza pe Domnul Isus Hristos. Și aș vrea să facem o aplicație practică la noi. Din nefericire sunt creștini care îl urmează pe Domnul Isus Hristos pe ascuns. Ei sunt doar niște simpatizanți, nu niște slujitori. Niște admiratori, nu niște ucenici. Le este frică de iudei, le este frică de colegii de clasă, le este frică de colegii de muncă să spună: Da, eu sunt creștin, eu îl urmez pe Domnul Isus Hristos. Și uitați, de ce sunt caracterizați oamenii aceștia la care poate că le e frică de oameni? Credincioșii aceștia la care le e frică de oameni? Credincioșii la care le e frică de oameni s-ar putea să aibă un caracter deosebit, să știți. S-ar putea să fie niște oameni de treabă. Știți, oameni de treabă. Sunt mulți în lumea aceasta oameni de treabă. Spune uh, Luca, în Luca 23 cu 50, despre Iosif, zice, era un om bun și Evlavios. Era un om bun. Ați văzut oameni buni care îl urmează pe Iisus așa ascuns? Ați văzut oameni buni care zic, domnule, ăsta, e ca un pocăit. E ca un credincios. Dar pur și simplu nu au tăria să facă o decizie cu privire la Hristos. Nu au tăria să iasă în public și să spună, da, eu sunt un urmaș al Domnului Iisus Hristos. S-ar putea să aibă un caracter bun, S-ar putea să fie aici și să fie un om bun, apreciat de toată lumea, dar nimeni să nu știe că ești creștin. Sau să nu ai puterea și curajul să spui, da, eu sunt creștin, vreau să mă botez, vreau să mă identific cu poporul lui Dumnezeu, vreau să mă identific cu Domnul Isus Hristos. Oamenii la care le frică de oameni, creștinii la care le frică de oameni, s-ar putea să fie interesați de lucrurile spirituale. Spune Cuvântul lui Dumnezeu că și el aștepta împărăția lui Dumnezeu. Nu este un om care e interesat de lucrurile spirituale. E un om care vrea să știe mai mult decât îi spune religia lui. Asta era Iosef din Arimatea, interesat de lucrurile spirituale. Și vedem și în mijlocul nostru, vedem, vedem în, în, viața noastră între prietenii noștri și poate oameni care sunt interesați de lucrurile spirituale. Vorbești cu ei și spune, da, domnule, eu știu, cred că este, cred că este ceva mai mult, cred că e nevoie să fim mai dăruiți pentru Hristos, cred că e nevoie să facem alte lucruri și rămâne doar la un interes din acesta. Dar, încă o dată, nu au putere să facă pasul pentru Hristos. Oamenii aceștia își ascund credința, nu le place să facă tam-tam de credința lor. Vorba aceea pentru cei care am făcut în care am făcut armata și suntem în România. Domnule, am fost în armată, nimeni nu știu că ești pocăit. Fain. Nimeni nu știu că ești pocăit. Ce credincios, grozav ai fost tu, nu? Oamenii aceștia s-ar putea să fie neutri, ne spune Luca în 23 cu 51, zice, el nu luase parte la sfaturi și otărârea celorlalți. Ăștia se abțin. Ce să mă bag eu în treabă? N-are rost. Stau eu liniștit. Nu n-am probleme, eu vă văd de treabă. Dar totuși, ce l-a făcut pe Iosif să se identifice cu Domnul Isus Hristos în momentul acesta? Și ce ne poate face pe noi astăzi să ne reidentificăm cu Domnul Isus Hristos? Ce te poate face pe tine care poate ești aici pe băncile bisericii sau asculți mesajul acesta într-un fel sau altul? Și ce te-ar putea face să te împingă să iei o decizie pentru Hristos? To stand out for Christ să spui, da, eu sunt unul din urmașii Lui. Poate cel mai important lucru pe care poți să-l faci și este lucru care l-a făcut Iosif din Arimatea. Trebuie să mergi tot mai des la crucea Domnului Isus Hristos. Ce l-a schimbat pe Iosif? Trei ani și jumătate nu l-a schimbat nicio predică pe care poate a auzit-o de departe. Nu l-a schimbat nicio minune a Domnului Iisus Hristos, pe care le-a văzut poate de departe. Dar mă gândesc că l-a schimbat momentul morții Domnului Iisus Hristos. Mă gândesc că l-a schimbat cu tremura acelea de pământ. Mă gândesc că l-a schimbat exclamația sutașului care a spus cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Mă gândesc că l-a schimbat cele șapte cuvinte de pe a Domnului Iisus Hristos. Mă gândesc că l-a schimbat când a văzut modul în care Domnul Iisus Hristos a murit Frați și surori, nimic nu schimbă în lumea aceasta. Poți să mergi și să auzi cel mai grozav predicator. Te va mișca numai, vei va spune, vai ce predică grozavă. Un singur lucru schimbă. Crucea Domnului Isus Hristos. Și anume ceea ce Domnul Isus Hristos a făcut pe cruce pentru mine și pentru tine. Acolo probabil Iosif a înțeles planul de mântuire a lui Dumnezeu. Dragul meu, astăzi suntem la cină și ne amintim de ceea ce a făcut Domnul Isus Hristos pentru noi. Astăzi, din nou, suntem puși față în față cu crucea. Astăzi, din nou, trebuie să ne reidentificăm cu Domnul Isus Hristos. Astăzi, din nou, trebuie să stăm în picioare pentru Domnul Isus Hristos. Apostolul Pavel ne vorbește despre ceea ce Domnul Isus Hristos a spus și Domnul Isus Hristos a spus ori de câte ori mâncați trupul meu și beți sângele meu vestiți moartea Domnului Isus Hristos. Ori de câte ori suntem aici ca să spunem că noi credem în puterea morții Domnului Isus Hristos și, bineînțeles, și a învierii. Slăviți să fie Domnul! Du-te tot mai des la crucea Domnului Isus Hristos. Și apoi al doilea lucru, fii pregătit să plătești prețul. Fii pregătit să, preg să plătești prețul. Aș vrea să întreb, oare ce s-a întâmplat cu Iosif din Arimatea după ce Domnul Isus Hristos a înviat? Sunt o grămadă de scrieri din astea apocrife. Biblia nu ne spune. Însă Iosif din Arimatea a plătit prețul. Care a fost prețul? Care este prețul pentru mine sau și pentru tine? În primul rând, și-a sacrificat reputația fi gata să sacrifici reputația pentru el. V am amintit ce înseamnă sinedriu sau sobor, ce însemnea atunci? Erau cei 70 de oameni importanți plus unul, marele preot care luau decizii în ceea ce privește problemele religioase și unele probleme civile ale poporului. Era, dacă vreți, un fel de parlament al Israelului. Era Puma, erau cei mai credincioși, erau cei mai religioși oameni din Israel. Erau oamenii cei mai importanți în Israel. Și Iosef din Arimatea era unul din ei. Vă dați seama ce reputație avea omul acesta? Era un om deosebit. Dar nu s-a mai gândit la reputație. Poate trei ani și jumătate cât l-a auzit pe Domnul Iisus Hristos predicând, s-a gândit la reputație, dar acum a spus, fie ce-o fi. Nu mă mai interesează. Și acum a zis: Dăm trupul. Nu mă mai interesează ce spun ceilalți. Fii pregătit să sacrifici reputația pentru el. Reputație ce ai în, în, în lume. Pentru că în momentul în care l-ai primit pe Domnul Isus Hristos, primești cea mai bună reputație, nu-i așa? Ceea ce Dumnezeu crede despre mine este mult mai important decât ceea ce oamenii cred despre mine. Nu? Apoi ca să poți să stai în picioare pentru Domnul Isus Hristos, trebuie să sacrifici religia sau religiozitatea. Vă dați seama ce s-a sacrificat Iosef din Arimatea? Păi el era un om religios. Sinedriul a luat decizia și a spus Domnul Iisus Hristos, tu ești un înșelător, tu ești Fiul lui Dumnezeu, Păi noi avem legea noastră, este imposibil, nu, it doesn't match, nu, nu, nu merge. Pe Nicodim, odată l-au, tras la răspundere. Tu, nu cumva ești și tu de acolo din Galileea, tu? Tu trebuie să știi mai bine, Nicodim. Religia. Prin religie înțeleg eforturile umane de a lega legătura dintre noi și Dumnezeu. Și vai cât de mult cât de mult greșim aici. Și mai ales poporul nostru care, vezi, Doamne, ne-am născut creștin, nu? Una din înșelătoriile care te ai născut creștin, nu te-ai născut creștin. Nu te-ai născut creștin. În păcat m-a zămislit mama mea, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Devii creștin când îl primești pe Domnul Isus Hristos în inima ta. Îmi pare rău să spun lucrul acesta, dar îl spun conform cuvântului lui Dumnezeu. Religiozitatea aceea care care poate te ține strâns legat, asta trebuie sacrificată și trebuie să ai o relație cu Domnul Isus Hristos. Și îl vedem pe Iose din Arimatea că zice, nu mă interesează, eu aștept împărăția lui Dumnezeu. Eu îl urmez pe Mesia, acesta este Mesia. Și a fost fi pregătit să sacrifici resursele. Fii pregătit să sacrifici ceea ce ai. Așa cum menționam aici, Iosif era un om bogat. Așa ne spune Scriptura. Pentru că Repet, nu oricine își permitea să aibă un mormânt în Ierusalim, săpat în piatră, un mormânt nou în care n-a fost nimeni. Când Domnul Isus Hristos moare, Iosif face ceea ce nimeni altul n-a făcut. Dă mormântul lui. Cumpără miresme. Cheltuiește din a lui. Aș vrea să vă întreb, credeți că nu putea Iosif Right away, imediat, să cumpere un alt mormânt și să nu-l dea mormântul lui. Eu cred că avea bani destui și putea să cumpere, erau și alte morminte făcute acolo de, poate de investor, mai știu eu, care aveau morminte și de vânzare. Putea, putea să facă lucrul acesta. Dar i-a dat mormântul lui și a cumpărat miresme. Poate te gândești, frate Crinișor, și eu îi l-aș da, dacă aș ști că numai pentru trei zile, Nu? Dar mă întreb, a știut Iosif din Arimatea că Iisus va învia peste trei zile? Nu cred. Nu cred. N-au știut nici ucenicii, n-au înțeles lucrul acesta. Dar, vedeți, Iosif a dat Domnului Iisus Hristos exact ceea ce Domnul Iisus Hristos avea nevoie în momentul acela. Exact lucrul acela. Și a sacrificat resursele lui. O înmormântare nu e ieftină, așa -i? Suntem bombardați deja de la 50 de ani în sus să trimite că pregăteșteți locul de mormântare, făți criptă. Știm noi, cei care am trecut. Pe mine au drăznit să-mi trimită o, 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 invitație de la ARP, you know, de la Asociația Pensionarilor deja. M-am speriat, am zis, Domle, m știți că ați mai primit în poștă din alea, nu? Invitații să vă înscrieți, să fiți membri în Asociația Pensionarilor. Mă gândesc, domnule, știu Biblia, de la 50 de ani dat vrea să te pensioneze. <laughs> uh. A dat din a lui. Dar ceea ce el a dat, i-a adus înapoi o bogăție de nedescris. Pentru că atunci când îți sacrifici resursele pentru Domnul Isus Hristos, te îmbogățești așa cum nu ai mai fost bogat niciodată, nu? De aceea, frați și surori, să iubiți prieteni, este foarte important să nu fim doar niște simpatizanți, niște admiratori ai Domnului Isus Hristos, să devenim din simpatizanți niște slujitori, să devenim niște ucenici, Soren Kierkegaard, un, un filozof creștin, spunea următorul lucru: Admiratorul nu face niciun sacrificiu niciodată. Admiratorul lui Isus se îngrijește numai de el însuși. Deși în cuvinte și cântece și în biserică se laudă cât de mult îl prețuiește pe Domnul Isus Hristos, el nu renunță la nimic din ceea ce este al lui. El este doar un simpatizant, un admirator. El vine la biserică el ascultă Cântă cele, el se bucură aici de de aerul condiționat și de tot și ascultă o predică, e bună sau nu e bună, el e doar un admirator, el vine, el, el e un consumator, un slujitor, un ucenic. El dă, el, el se sacrifică, nu? În această dimineață avem oportunitatea de a deveni din niște admiratori, niște oameni care slujim Domnului. În această dimineață, și am să împing oarecum uh, ilustrația aceasta, și o să înțelegeți modul în care prinde. În această dimineață, avem oportunitatea de a lua trupul Domnului Isus, de a lua pâinea, nu? Și de a dovedi că suntem adevărați ucenici ai Domnului Isus. Iosef din Armateea, în momentul în care s-a decis să arate că El este un ucenic, al Domnului Isus Hristos, a cerut trupul de la Pilat, l-a luat. Și în această dimineață stăm la masă cu Domnul și vei întinde mâna și vei lua în mod simbolic trupul Domnului Isus Hristos. De fiecare dată când venim la cină, ne amintim de cuvintele Domnului Isus Hristos, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Nu pot să vii aici ca admirator, nu poți să vii aici doar ca un simpatizant. Să aduci aminte de Iuda? El n-a terminat cina, a ieșit afară. Pentru că a dovedit că este doar un admirator, doar un simpatizant. Frați și surori, numai când luăm acest trup al Domnului Isus Hristos și îl vom pune în mormântul trupului nostru, vom putea experimenta învierea spirituală pe care numai El poate să ne-o dea. El n-a rămas în mormânt, El a înviat, slăvit să fie numele Lui. El este viu, a murit și a fost pus în mormânt potrivit profeției cuvântului Lui Dumnezeu. Dar El a înviat și astăzi, astăzi, suntem provocați de moartea Lui. Și astăzi, stând la masă cu Domnul Isus Hristos, aș vrea să te întreb dacă încă mai ești cumva un admirator doar și nu un ucenic. Întinde mâna. Ia trupul. Va transforma locurile întunecoase și locurile unde moartea a început să pună stăpânire peste ființa ta. Este puterea morții Domnului Isus Hristos. Și apoi aș vrea să ating doar un singur lucru, și cu aceasta închei. Aș vrea să vă întreb cum plecăm din lumea aceasta. Câți bani duci cu tine? Câte case și câte mașini duci cu tine? Nimic. Așa e? Nimic. Dar pentru după moarte, care sunt planurile tale? Un mormânt? și aranjamentele de mormântare, nu? Iosif a dat ceea ce el a pus pentru după moarte, a dat-o pentru Domnul Isus Hristos. Tăi destinul tău. Tot ceea ce se întâmplă din momentul în care tu ai închis ochii. Dă-le Domnului Isus Hristos. Pentru că dacă El dai, El va duce viața. Tu nu vei muri, o da, vei muri așa, dar tu vei trăi veșnic. El a murit ca noi să trăim veșnic. El a murit ca noi să stăm în picioare pentru ceea ce credem. El a murit pentru ca noi să-L proclamăm pe Cel în care credem. Nu-ți fie rușine de Domnul Iisus Hristos. Nu te scuza, apoi și Iosif din Arimatea, și el a avut întrebările lui, a avut pentru că el a fost înainte de răstignire, n-a înțeles multe lucruri, dar pentru noi planul este clar, pentru noi este clar. De aceea, în această dimineață, fă decizia și asta e în picioare pentru el. Take că stand for Jesus, pentru că se merită, el a dat totul. Tu cât vrei să dai, tăți inima ta, dă-ți toată viața lui. Amen. mean.